Satmărenii care lucrează afară riscă să fie amendați dacă nu se prezintă la evidența populației pentru actualizarea actelor de identitate, deoarece o mare majoritate le-au expirate. Direcția de evidență a persoanelor satumare face și în acest an un apel la sătmărenii plecați în străinătate să-și verifice periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate în vederea evitării situațiilor neplăcute în care pot deveni contravenienți. Având în vedere faptul că fiecărui cetățean român îi revine obligația de a deține un act de identitate valabil cu minimum 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului, titularul are sarcina de a solicita serviciul de evidență a persoanelor persoanelor de la locul de domiciliu pentru eliberarea unui nou document. Totodată, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul însoțit de unul dintre părinți sau de reprezentantul său legal va solicita serviciului de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu eliberarea unui act de identitate.